Daniel Oprița a devenit noul antrenor al echipei de fotbal Steaua București. El a semnat un contract pe două sezoane cu un obiectiv clar, promovarea în Liga 3. -a. În vârstă de 38 de ani, fost jucător al Stelei timp de 5 ani, Daniel Oprița e conștient că are o misiune dificilă, dar e convins că poate readuce Steaua în prim planul fotbalului românesc. La doar câteva minute după ce a semnat contractul cu noua sa formație, Oprița a acordat un amplu interviu în exclusivitate pentru Steaua TV. Este clubul la care am cunoscut cele mai mari performanțe. Eu cât am jucat era steaua București, am jucat în Ghencea, mă reîntorc din nou, sunt bucuros și emoționat în același timp. Știu că suporterii și toți steliștii au așteptări mari de la noi și trebuie să, să, să reușim, adică să nu-i dezamăgim, pentru că nu putem să mai ratăm încă un sezon, adică să nu promovăm. Niciodată nu este ușor, chiar dacă la prima vedere suntem favoriți, clar. Au fost și în celelalte două sezoane, așa că, uh, și o mă gândesc, este un risc și pentru mine să vină la Liga 4 -a și să nu reușesc. Uh, ar fi o o nereușită foarte mare pentru mine și nu vreau să risc lucrul acesta. De aceea, sigur că va fi nevoie de, de mai mulți jucători, pentru că, până la urmă, obiectivul nu s-a îndeplinit și trebuie să venim cu jucători noi, cu un suflu nou și să... Dar o să fac o evaluare și la jucătorii din, din, sezonul trecut, să văd ce pot să opresc de acolo și cu jucătorii noi pe care eu mi doresc să facem o, o echipă bună care să cu care să nu avem probleme în acest sezon, să vedem dacă se poate scoate acest sistem cu play pentru că nu mi se pare în regulă. Ce mesaj le transmit suportelor stelei? Nu mai trebuie să ne gândim la ce a fost, trebuie să gândim în viitor și în prezent, pentru că avem nevoie foarte mare de ei, știu ce înseamnă suporterii stelei, aștept să vină și să fie aceiași care au fost dintotdeauna, sunt sigur că o să fie alături de echipă și o să ne, dacă ne sprijin așa cum știu ei, o să fie foarte important pentru noi și mult mai ușor.